Băieții încă se relaxează, iar fetele se pregătesc de zor pentru petrecere. Nu cred că e cineva atât de doritor de această petrecere. Nu cred că așteaptă cineva cu nerăbdare această petrecere. Ar fi fost frumos ca Dani să le spună că este cumva un test și că fetele care vin la această petrecere sunt deja instruite. Ce ar trebui să facă, cu cine să vorbească, ce să le spună, adică majoritatea au lecția învățată și vin la sigur. Vom vedea ce va fi. Eu sunt nerăbdătoare să înceapă această petrecere, dacă am să pot, am să mă uit, dacă nu, vom vedea. O să vedem împreună cum va fi. Cred că asta este cel mai important, cumva să ne dăm seama împreună dacă merită sau nu să ne uităm la această petrecere. O seară minunată vă doresc și sper să ne auzim sănătoși!